bună ziua încă o dată tuturor! Îmi face o plăcere deosebită că astăzi este o zi specială. Este o zi specială pentru Lupeni, este o zi specială pentru mine ca și primar, este o zi specială pentru organizația PSD a municipiului Lupeni. Vreau să-i urez încă de pe acum un bine a venit și un călduros, o călduroasă primire din partea noastră, fiindcă mi-am dorit tot timpul ca domnul președinte Ciolacu să fie aici alături de noi, să fie aici pentru a reuși să facem în așa fel încât lucrurile bune pe care le-am făcut în acest municipiu frumos să continue și de acum încolo. Și vreau să vă spun că acest lucru este posibil doar cu sprijinul a ceea ce înseamnă București. Bucureștiul este foarte important pentru noi ca și comunitate, pentru noi ca și Valea Jiului, deoarece în această perioadă de timp când noi am guvernat România, am făcut în așa fel încât am să-i adresez domnului Ciolacu și domnului Dâncu, să-i adresez mulțumiri în ceea ce înseamnă faptul că astăzi pensionarii din Valea Jiului, în ceea ce înseamnă minerit, au pensiile crescute, mărite, datorită domnului Ciolacu și datorită Partidului Social Democrat. Vreau să-i mulțumesc că astăzi cei din Valea Jiului și nu numai pot ieși cu 2 ani de zile la pensie mai repede, fiindcă am avut o lege bună inițiată de Cristian Resmeriță și cu sprijinul domnului președinte Ciolacu și a echipei PSD la nivel de București am reușit să facem un așa fel încât astăzi oamenii pot beneficia de acest lucru pe care eu îl consider deosebit de important pentru zona noastră, pentru Valea Jiului. Mulțumirile, să știți, ar fi foarte multe din punctul meu de vedere, fiindcă am avut tot timpul sprijin în ceea ce a însemnat domnul președinte Ciolacu, fiindcă pe ceea ce înseamnă, de exemplu, bani guvernamentali, am fost tot timpul sprijinit și din cauza aceea am reușit să facem proiecte foarte bune, foarte constructive în frumoasa noastră localitate. Am reușit în ceea ce înseamnă CNI să obținem 3 finanțări care nu sunt micuțe, sunt foarte mari pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Lupeni și vreau să-i mulțumesc domnului președinte foarte mult pentru acest lucru. De asemenea, vreau să-i transmit un mesaj din partea noastră, din partea tuturor, și anume, domnule președinte, vreau să vă spun că aici, în zona noastră, respectul față de Partidul Social Democrat este unul foarte mare, fiindcă rezultatele vorbesc de la sine. Eu chiar vreau să vă spun, campanie fac în fiecare zi și sunt considerat, ca și întregul partid, ca și întreaga organizație PSD, sunt considerat primarul faptelor și partidul care a reușit să facă în așa fel încât să dovedească că se poate. Sub administrație PSD! Dorința noastră, domnule președinte Ciolacu, este una, cred eu, foarte simplă. Oamenii pe care avem aici alături și oamenii din această comunitate nu-și doresc să știți mare lucru. Îți doresc, în primul rând, să fim respectați. Ne dorim cu toții să fim respectați de ceea ce înseamnă București, de ceea ce înseamnă organizație și acest lucru se dovedește astăzi că se întâmplă, fiindcă vă avem aici alături, împreună cu domnul Dâncu și mă bucur și merită aplauzele noastre ale tuturor. Ultima chestiune pe care aș vrea să vă transmit din partea tuturor membrilor este faptul că, din punctul nostru de vedere, acest guvern care astăzi se află pe niște scaune nemeritate în ceea ce înseamnă București, trebuie îndepărtați. Acești oameni nu au reușit în timpul de un an de zile să ia nicio măsură care să fie simțită de cetățenii Văii Jiului, de Valea Jiului și de județul Hunedoara. Din păcate, nu am crezut și oamenii nu au crezut că poate exista la un moment dat un guvern atât de rușinos care nu face altceva decât să întoarcă spatele acestui popor frumos. Eu vreau să vă spun că am trăit un astfel de eveniment aici, foarte delicat pentru noi, când a venit domnul ministru Vela și m-a tratat și pe mine personal și a tratat municipiul Lupeni și a tratat Valea Jiului cu spatele. Și nu este normal lucrul acesta, dar sunt convins că în cele din urmă o să facem în așa fel încât o să îi dăm jos pe acești oameni care nu merită lucrul acesta. Vreau încă o dată să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îl avem și pe domnul viitor președinte al Consiliului Județean, pe domnul Laurențiu Nistor, apropiatul nostru, omul la care ținem foarte mult, este și președintele organizației PSD la județul Hunedoara și aș vrea să ne transmită un mesaj din partea dânsului pentru ceea ce înseamnă viitoarele proiecte bune și foarte bune pe care le vom avea în municipiul Lupeni și în Valea Jiului. Bună ziua tuturor!
Sunt deosebit de onorat să avem astăzi, împreună cu dumneavoastră, conducerea Partidului Social Democrat, în frunte cu președintele Marcel Ciolacu, președintele Camerelor Deputaților, și domnul profesor Vasile Dencu, președintele Consiliului Național. Dragi lupeneni, așa cum de câte ori v-am promis că ne zbatem pentru Valea Julii, am făcut-o și vom face. Avem susținerea totală a conducerii partidului și o să vă spună și domnul președinte că niciodată nu o să fim de acord cu actuala putere să închidă mine, să reducă locuri de muncă așa cum își doresc ei. Vrem că Valea Julii, într-adevăr, așa cum s-a demonstrat în ultimii ani de guvernare PSD-istă, să prospere în continuare și alături de dumneavoastră și cu dumneavoastră vom reuși acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule președinte Nistor, vă dorim succes și suntem convins că o să fiți numărul 1 în ceea ce înseamnă județul Hunedoara. Acum vreau să îl invit la microfon pe un om care, să știți, este din Valea Jiului, de fapt a lucrat în Valea Jiului și a început debutul său de profesor în Valea Jiului. Profesor este și dânsul, profesor sunt și eu și vreau să ne transmită un mesaj din partea dânsului pe domnul Dâncu. Eu vorbesc foarte greu în Valea Jiului pentru că sunt totdeauna emoționat, mă întorc ca și cum mă întorc acasă. Am senzația câteodată că m-am născut a doua oară aici. Vreau să vă spun că aici am cunoscut oameni care sunt prieteni și acum. Am făcut de multe ori când am fost la guvern strategii pentru Valea Jiului, antisărăcie, de reindustrializare și ceea ce spunea prietenul meu, primarul, domnul profesor, despre acest guvern, i-aș spune că este și mai grav. Nu că a întors spatele Văii Jiului. Nu că n-a încercat să facă nimic. N-au vrut să facă nimic. Pentru că nu respectă munca. Liberalii, dreapta, respectă numai banii. Și aici s-au produs banii României cu prețul sănătății oamenilor de 50 de ani, de 100 de ani. Și eu m-am apucat de politică, vreau să vă spun, în momentul în care un președinte a României, era un profesor la Universitatea din Cluj, a spus că închide Valea Jiului. A fost, pentru mine, elementul care m-a făcut să fac politică. De aceea sunt foarte bucuros să revin aici. Vă promit că, dacă vom lua puterea și cred că vom face acest lucru, Valea Jiului o să fie una din țintele noastre pentru a reface dezvoltarea unor comunități umane extraordinare. Aici noi respectăm munca și de aceea atunci când am făcut strategii pentru pensii sau pentru salarii, ne-am gândit în primul rând la oameni ca dumneavoastră. Pentru că de ceilalți se descurcă singuri și au grijă alții sau pot ei să aibă grijă de ei înșiși. Vă felicit pentru că aveți un asemenea primar și o să aveți în continuare și mă bucur că Valea Jiului este. Mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase. Avem mare încredere în dumneavoastră că vom reuși să facem proiecte bune, dar vă spun, am mare încredere în ceea ce înseamnă omul Ciolacu, am mare încredere în domnul președinte, are o relație foarte bună cu Cristian Rezmeriță, îl salutăm și pe el și îi dorim multă, multă sănătate și vreau să ne transmită domnul președinte un cuvânt frumos pentru noi, pentru Valea Jiului, pentru lupeni. Să-l aplaudăm! În primul rând, vreau să vă mulțumesc atât pentru invitație și ție, Lucian, și domnului președinte Nistor, adresată și mie și domnului profesor Dâncu, și pentru primirea de astăzi. Am văzut că aici sunteți mai implicați în campanie și în politica națională. Oameni buni, Valea Jiului a fost și rămâne cea mai afectată după Revoluția din 1989. Cristi, Răzmeriță, Natalia, toți au venit lună de lună la fiecare comisie parlamentară, era de muncă, de buget, să treacă legile cu ieșirea la pensie anticipat cu 2 ani. Dar, haideți să dăm cezarului ce al cezarului, fără motorul
acestei echipe de parlamentari pe care dumneavoastră ați trimis-o în Parlament, rămâne Laurențiu Nistor și mă bucur că a realizat gravitatea situației din județul dumneavoastră și dorește să renunțe până la urmă la confortul de la București și de la Parlament și să se reîntoarcă în administrația locală și să pună umărul alături de primari tineri care determinați, care vor să schimbe și să miște munții din loc. Și eu îi mulțumesc pentru acest gest și vă rog din suflet să susțineți întreaga echipă, atât la județ, cât și la primărie. Numai dacă veți susține o echipă sudată și veți conduce atât la nivel județean, dar și local, numai așa, doleanțele dumneavoastră, pensia dumneavoastră, viitorul dumneavoastră, confortul copiilor în școli, în grădinițe, poate să fie o realitate palpabilă și într-un termen scurt. Altfel, împărțirea puterii în județ ar duce la o rupere între administrația județeană și cea locală. Rog să vă mobilizați peste o săptămână, să mergeți la vot, să rămâneți strânși și uniți în jurul acestui primar, profesor Lucian, de o familie cu tradiție în administrație, o familie care știe să și țipe, dar întotdeauna știe să ducă lucrurile până la capăt. Avem mult de luptă. Eu ce vă promit, tot ce ține de mine, tot ce ține de domnul profesor, de toată echipa de la București, ne vom lupta. Credem că s-a ajuns la minimum acceptat vreodată de către Valea Jiului și nicio mină din acest moment să nu se mai închidă. Este cazul ca guvernul, indiferent ce culoare are și cum se numește, să investească în Valea Jiului. Sunt ferm convins. Organizația care va câștiga în Hunedoara va fi organizația Partidului Social Democrat. Cine va câștiga? Ce formațiune politică? Va câștiga alegerile locale? Va câștiga alegerile generale? Numai așa putem să îndepărtăm PNL-ul de la putere. Altă variantă democratică nu există. Și nu în ultimul rând, faptul că profesorul Dâng, care și-a început școala aici la dumneavoastră, s-a alăturat echipei centrale, este garanția că Partidul Social Democrat niciodată nu o să se mai îndepărteze de nevoile reale ale oamenilor și sunt ferm convins că prioritatea programelor pe care le va face domnul profesor Dâncu în cadrul Consiliului Național și a departamentelor va fi Valea Jiului, care, repet, a fost cea mai afectată după anul 1989. Lucian, felicitări și sunt ferm convins că în viitorul mandat, împreună cu domnul Nistor, la Consiliul Județean, veți realiza mult mai multe din punct de vedere administrativ. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, și acum vă rog frumos, haideți să facem un marș până în parcul de la Ceapeu.
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, sunteți într-una dintre cele mai puternice organizații, cred că nu doar din județul Hunedoara. Însă, din păcate, la această oră, nu toate organizațiile PSD sunt la fel de puternice și sunteți aproape la un minim istoric. Dacă aveți în vedere și o reformare în interiorul partidului, pentru că sunteți măcinați inclusiv de scandaluri interne care vă coboară. Nu există urcuși fără coborâși și viceversa. Eu am zis foarte clar la congres. De asta am și întârziat congresul. Oameni de valoare, precum domnul profesor Dâncu, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, domnul Nistor și mulți alții, domnul Pucheanu, că vorbeam de dânsul primarul de la Galați, am făcut o echipă solidă și am pornit o reconstrucție a partidului. Dar trebuie să ținem cont că sunt și două examene electorale, între care unul pe 27 septembrie. Eu vă spun ferm convins că la Hunedoara vom câștiga alegeri. Vom câștiga și Consiliul Județean și marea majoritate din primăriile din județul Hunedoara. Cum vedeți reconstrucția județului și a voi? În primul rând, prin implicarea parlamentarilor, cum s-a făcut și până acum. Nu cred că a fost vreo lege care au venit și susținută atâta de Cristi Răzmeriță și de domnul Nistor, care să nu fi trecut prin Parlament și să nu fi convins și celelalte formațiuni politice să o voteze. Și o să ne facem treaba în continuare. Cu adevărat, trebuie să, până la urmă, și prin contacte personale ale noastre cu oameni de afaceri importanți, cu ambasade, într-un fel, să ne implicăm mai mult ca și oameni politici și să aducem investiții și în această zonă, repet, cea mai afectată din România. Tot s-a vorbit de investiții. Aveți o viziune? Avem o viziune, am pus-o pe hârtie cu domnul Nistor și vă repet, voi începe un dialog concret și prin ambasade să vedem cum vom determina companii cât mai mari să vină să investească în această zonă. Am avut o discuție și aseară cu domnul primar de la Hunedoara, tot pe aceeași temă, dânsul având și mai multe terenuri pe care le poate pune la dispoziție eventualelor investitori. Da. A spus că e mai greu ca președinte de 100 de ori decât ca parlamentar. De ce? E mai mare implicarea și mai mare presiunea și eu nu m-am ascuns niciodată și nu sunt... Recunosc și trecutul, mă adaptez și prezentului, dar avem o datorie să ne uităm mult în viitor. Și de acolo vine cu adevărat o presiune. Ce pot să vă promit și dumneavoastră și colegilor mei, că eu nu o să fac greșeli care să fie decontate de următorii președinți ai partidului, cum mi se întâmplă mie în acest moment.